Joi a fost investit în funcție cel de-al 14-lea prefect al județului Argeș de după anul 1990. Este vorba despre profesor dr. Emanuel Soare, membru al Partidului Național Liberal. Până în prezent, noul prefect a ocupat funcția de prorector al Universității din Pitești. În prezența secretarului de stat din MEAI, Gheorghe Sorescu, Emanuel Soare a depus jurământul. Eu, Soare Emanuel, numit în funcția publică de prefect al județului Argeș, prin hotărârea Guvernului numărul 92 din 2020, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 251, aliniatul 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Argeș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Adrian Bughiu, membru ALDE, rămâne unul dintre subprefecți, iar cel de-al doilea, Andrei Ciungu, membru PMP, a depus și el jurământul. Cei doi au fost numiți în funcție prin hotărâre de guvern la începutul acestei săptămâni.